Comuna Eșelnița a îmbrăcat straie de sărbătoare. Muzica și voia bună au fost în toi, preparatele delicioase nu au lipsit. Locuitorii având parte de cel mai frumos eveniment desfășurat cu ocazia Nedei Satului. Mă bucur să văd atâți oameni frumoși în seara asta. Vreau să urez în primul rând la mulți ani tuturor celor care sărbătoresc astăzi ziua de nume. Nu în ultimul rând fiicei mele, Sara Maria Vâșcă. O sărbătoare care continuă în Eșelnița an de an, Nedeia de Sfântă Mărie. Vreau să mulțumesc celor care au acceptat invitații mele și în primul rând mă refer la grupul de dansatori și păstrători ai tradițiilor populare. Domnului Constantin Alin Isuf, prefectul județului Mehedinți, domnului Cornel Folescu, domnul deputat Cornel Folescu, prietenilor și omologilor mei, domnul Stoica Marius, primarul municipiului Orșova, cât și domnul Nicolae Curici, primarul comunei Sfinița. Nedeia comunei Eșelnița a fost sărbătorită așa cum se cuvine pe 15 august, odată cu adormirea Maicii Domnului, unde o mulțime de oameni din comună și din împrejurim s-au bucurat de muzica bună. Alături de autoritățile locale a fost prezent și prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, alături de deputatul PSD Mehedinți, Cornel Folescu, primarul comunei Sfinița, Curici Nicolae și primarul municipiului Orșova, Marius Stoica, au fost prezenți la această sărbătoare alături de comunitatea din Eșelnița. Alături de primarul comunei, Marius Vâșcă, au fost autoritățile județene, care s-au bucurat de reușitul eveniment. Primarul comunei Eșelnița a fost întotdeauna implicat în viața comunității și a dorit să marcheze sărbătoarea comunei printr-un eveniment la care toată lumea să se distreze. Cam fiecare an păstrăm tradițiile în comuna Eșelnița, o zonă mai mult spre Banat, după cum ați observat, portul, jocul, vorba, graiul bănățean. Mă bucur că astăzi a venit așa multă lume, oameni frumoși, oameni minunați. Sper ca tradițiile să continue, cel puțin cât sunt primar, mă voi ocupa de acest lucru. Mulțumesc încă o dată tuturor celor care au fost prezenți, domnului prefect, domnilor primari de la Orșova și de la Sfinița. Voie bună și la mulți ani tuturor mariilor! Este un eveniment frumos aici în comuna Eșelnița și pe această cale vreau să mulțumesc domnului primar al comunei Eșelnița, domnul Marius Vâșcă, pentru că mi-a făcut onoarea și plăcerea de a mă invita la această frumoasă manifestare legată de o mare sărbătoare creștinească, o mare sărbătoare a noastră, a românilor, a mehedințenilor și, după cum observăm, este sărbătorită așa cum se cuvine și la nivelul comunei Eșelnița. Nu este prima dată când vin în această comună. De fiecare dată o fac cu plăcere, cu drag, pentru că lucrurile se mișcă într-o direcție bună. Deși este la primul mandat, primarul Vâșcă dovedește că are multe inițiative, a făcut multe demersuri, are multe proiecte în plan pentru această comunitate și rezultatele muncii sale, a colaborării cu instituțiile județene, cu Consiliul Județean în principal pe probleme de dezvoltare, o să-și arate roadele. Sunt de asemenea surprins plăcut pentru aceste manifestări culturale, artistice, specifice zonei, cu costume populare, care de care mai frumoase, cu soliști și interpreți care să mulțumească să fie pe placul tuturor vârstelor și categoriilor sociale. Una peste alta, putem spune că este o sărbătoare reușită aici în comuna Eșelnița. Doresc să transmit celor care astăzi poartă numele Sfintei Fecioare Maria un sincer la mulți ani. Prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, a fost prezent la Nedeia Satului, bucurându-se cot la cot cu cetățenii de bună organizare a acestui eveniment și felicitând atât primarul comunei, cât și autoritățile locale pentru eforturile depuse. De asemenea, a fost prezent la acest eveniment și primarul comunei Sfinița, Curici Nicolae, care este bucuros de faptul că Eșelnița a evoluat atât de mult în ultimii ani, datorită unui primar implicat și devotat nevoilor cetățenilor. Într-adevăr, în această seară eșelnicenii sărbătoresc adormirea Maicii Domnului. Este o sărbătoare creștină, una dintre cele mai importante. Este și hramul bisericii și ocrotitoarea acestei
comune. Eu întotdeauna vin cu drag în comuna Eșelnița, am o relație de colaborare foarte bună cu primăria comunei Eșelnița, în special cu domnul primar Marius Vâșcă, și împreună derulăm proiecte pentru dezvoltarea acestei frumoase zone care se numește Clisura Dunării. Așa cum am mai spus întotdeauna, Clisura Dunării este una dintre cele mai frumoase zone din lume, unde Dunărea a despărțit munții Carpați de munții Balcani și a creat niște peisaje parcă desprinse din basme, mirifice. Nu a fost îndeajuns atâta. Bunul Dumnezeu a populat aceste locuri mirifice și cu niște oameni minunați. Ați văzut în această seară fete frumoase îmbrăcate în costume populare, niște băieți tot așa frumoși, voinici, îmbrăcați în costume populare, ceea ce denotă că pe viitor Eșelnița este pe mâini bune, va avea un viitor. Deci oamenii își cunosc rădăcinile și sigur o să aibă un viitor strălucit. Cetățenii s-au bucurat pe deplin de nedeia satului, în special de programul artistic care a inclus muzică populară cu artiști talentați. Vedem multă lume, muzică și voie bună. Cum vi se pare acest eveniment? E super ok. În fiecare an se face evenimentul ăsta și chiar ne bucurăm de el. Trebuie să păstrăm datina, asta e cel mai important, să nu uităm de unde am plecat. Se pare că domnul primar și-a dat interesul, sunteți mulțumite de ce a ieșit? Da, super! Deci, mă bucur, el este tânăr ca și noi, deci e minunat acest lucru. Dar să-mi spuneți cum vi se pare acest eveniment? Foarte frumos, eu vin odată în an. O zi de sărbătoare de Sfânta Marie și se ține o rugă în sat. Se pare că domnul primar și-a dat interesul. Sunteți mulțumită? Da, suntem foarte mulțumită. Aceștia spun că în fiecare an acest eveniment se ridică la nivelul așteptărilor, ba chiar le întrece. Acest lucru se datorează, bineînțeles, unui primar devotat și dedicat comunei sale. Vedem multă lume și voie bună. Cum vi se pare acest eveniment? Sunt turistă în satul dumneavoastră, tocmai ce am ajuns, și mă bucur foarte tare că putem să vedem astfel de spectacole. Mai ales că putem să luăm contact cu tradiția locului. Suntem încântați de ceea ce am găsit aici la dumneavoastră în localitate. Cum vi se pare acest eveniment? Frumos! Așa e obiceiul. Se pare că domnul primar și-a dat interesul. Da. Sunteți mulțumită de ce a ieșit? Da. Da, suntem mulțumiți. Și în acest an, ideea comunei Eșelnița s-a dovedit a fi un real succes printre cetățeni și asta datorită unui primar implicat și receptiv la nevoile comunității sale. În comuna Eșelnița au fost realizate ample lucrări de modernizare, toate acestea fiind posibile datorită unei bune colaborări între primarul localității și Consiliul Județean Mehedinți.